Bun venit! Astăzi vom aborda un subiect delicat și foarte serios, frica de iad. De-a lungul istoriei, această temă a fost folosită ca un instrument de control, iar imaginile cu focurile veșnice și suferințe inimaginabile au influențat gândirea oamenilor. De la indulgențele vândute în Evul Mediu până la descrierile dramatice ale teologilor și ale poeților, iadul a fost prezentat ca o realitate înfricoșătoare, care adesea alterează imaginea unui Dumnezeu iubitor. Dar ce înseamnă, de fapt, iadul? Este el un loc al suferinței eterne sau este o formă de separare de Dumnezeu? Vom încerca să înțelegem perspectivele biblice și tradiționale, examinând miturile și concepțiile care ne-au fost transmise de-a lungul timpului. Alături de mine se află în platou pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Urmărim un material introductiv realizat de Opinia Production și apoi începem discuția noastră. Ți-e frică de iad? Pentru mai bine de 1500 de ani, iadul cu focurile lui veșnice a fost sperietoarea teribilă prin care oamenii erau determinați să cumpere infamele indulgențe care garantau iertarea de suferința păcatului și chiar ieșirea din îngrozitorul loc. De fapt, Evul Mediu a fost marcat de o credință a fricii. Orice suferință, boală, epidemie, război, fiind doar o slabă pregustare a infinitelor chinuri ale iadului fără sfârșit. O întreagă literatură bolnăvicioasă descria cu lux de amănunte focul, fumul, pucioasa, diavolii care rupeau carnea și pielea, dezolant, având în vedere că astfel se altera irreversibil imaginea biblică a Dumnezeului creator, iubitor, bun și drept. Cât despre Mântuitorul Hristos, nici nu mai era loc în toată această scenă. De fapt, totul era o descriere a colaborării depline dintre Dumnezeu și diavol pentru o rafinare nesfârșită a chinuirii oamenilor. Dumnezeu condamna, iar Satana, ca un perfect slujitor ascultător, doar executa. Teologia răsăritană și astăzi detonează surprinzător. Conform cu creștinortodox.ro, iadul nu este locul unde Dumnezeu nu este prezent, ci locul unde cei osândiți nu mai pot face nimic pentru a comunica cu semenii lor și cu Preasfânta Treime. Iadul apare astfel ca o singurătate absolută în care cei osândiți sunt conștienți de existența lor, de a celorlalți și de a lui Dumnezeu, însă nu pot face nimic spre a se apropia de ei. Oripilantele concluzii trebuie să-și aibă originile în gândirea bogat imaginativă a vreunor sfinți, precum Macarie, egipteanul, care detaliau pe larg muncile iadului. Pe cât este de departe cerul de pământ, pe atât este și focul de sub noi de întins, din picioare până la cap stând noi în mijlocul focului și nu este cu putință să vadă cineva pe altul față către față, ci fața fiecăruia este lipită de spatele celuilalt. Nu degeaba a fost numit Evul Mediu întunecat. Chiar și știința și oamenii învățați au fost puși în slujba morbidă a intensificării unui viitor fără speranță pentru păcătoși. Matematicianul italian Antonio Manetti ne spune că iadul este un abis uriaș în formă de con, al cărui capăt se termină în centrul planetei. Groapa gigantică s-a format când Lucifer a căzut pe pământ după răzvrătirea sa în ceruri. Poetul italian Dante Alighieri descrie iadul în Divina Comedie ca fiind împărțită în 9 etaje, ultimul destinat celor mai groaznici criminali, printre ei, desigur, Iuda Iscariotanul, care l-a vândut pe Iisus. Pe fronton, susținea el, erau gravate cuvintele "Abandonează orice speranță dacă intri aici." Savantul italian Galileo Galilei i-a calculat chiar și circumferința, 5500 de kilometri. Se spune că ar fi fost chemat de Academia de Arte Frumoasă din Florența pentru a-i calcula dimensiunile, dar mulți oameni de știință modern consideră că de fapt a fost rugat de Biserica Catolică, care desigur a validat toate aceste calcule și concluzii. Iar tu nu știi ce să mai crezi, așa-i? Descrierile fanteziste ale unui Dumnezeu patron de iad, indiferent de partea căror gânditori ne parvin, laici, bisericești sau diavolul însuși, sunt de natură să pulverizeze pe bună dreptate
imaginea maiestății cerului în ochii oricărui om decent. Un asemenea Dumnezeu nici nu merită să fie numit ca atare, pentru că un Dumnezeu al iadului nu poate fi decât crud și lipsit de iubire, de ce ar găsi satisfacție în suferința oamenilor. Cu totul nedrept, de ce ar pedepsi victima cu aceeași pedeapsă ca și pe Satana ispititorul? Intimidant, de ce ar mai încerca prin folosirea teroarei să-și strângă sclavi timorați în jurul lui? Cu totul absurd, pentru câțiva ani de păcătuire, de ce ar aplica o pedeapsă infinită? Neputincios în soluționarea problemei păcatului, de ce ar perpetua o condiție care nu mai aduce niciun fel de corecție? Și chiar complice cu Satana. Pentru serviciile de călău oferite, Satana devine util la nesfârșit. O, nu! Insidios la infinit, Satana sugerează că sufletele păcătoșilor vor suporta chinurile unui iad veșnic. Cu această doctrină, el încearcă să atribuie propriul caracter plin de cruzime Tatălui. Dar dacă pedeapsa pentru păcatul neiertat nu este chinul veșnic, ci dispariția totală a păcătosului din univers, și dacă iadul nu este un loc fierbinte întreținut ca atare la infinit, ci doar un eveniment pasager și igienizant de la sfârșitul timpului? Capitolul 20 din Cartea Apocalipsei are multe de spus aici. Poate ar fi bine să-l citești. Descoperă mai multe pe opiniaproduction.ro/studii biblice/iadul. Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun și eu bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Da, ne-ați propus un subiect care pe mulți ne sperie, ne pune pe gânduri și totuși prin materialul pe care ni l-ați prezentat ne arată cât de important este să înțelegem corect acest subiect, pentru că înțelegerea lui depinde de modul în care până la urmă îl înțelegem pe Dumnezeu. Și haideți să explicăm un pic, din punct de vedere biblic, ce este iadul? Dacă este să privim din perspectiva Bibliei, expresia de iad apare undeva la sfârșit și este mai degrabă sub numele de iaz, iazul de foc. În Cartea Apocalipsei, când după ce se face judecata lui Dumnezeu, când stau în fața lui Dumnezeu toți și cei care au fost necredincioși, care au murit, sunt înviați pentru judecată, în cele din urmă spune că au fost aruncați în iazul de foc și, ca să nu lase vreo umbră de îndoială, spune care este moartea a doua. Adică spune foarte clar Biblia ce este acest iaz de foc. Este pur și simplu o judecată sau o executare a judecății rostite de Dumnezeu la sfârșitul istoriei păcatului. Este un eveniment pasager și se folosea expresia igienizant de curățire a pământului, de tot ce a însemnat păcatul de-a lungul istoriei, acestei istorii dureroase, și în cele din urmă totul se încheie. Iazul de foc, care este moartea a doua. Asta este expresia biblică, deci, și este foarte simplu. Ca să mai clarificăm un aspect, pentru că întotdeauna oamenii înțeleg mai bine așa, punând lucrurile în paralel. Este iadul opusul raiului? Nu, nu este opusul raiului, pentru că raiul, din perspectiva Bibliei, este locul în care cei mântuiți vor trăi veșnic. Deci este o permanentizare. Este o permanentizare a unei stări de bine care a fost inițială pe pământul acesta înainte de apariția păcatului. Deci nu sunt antagonice. Ori ești în rai, ori ești în iad, și ele sunt în paralel în același timp, și dacă este să vorbim de timp, înseamnă că ele sunt veșnice. Deci asta ar fi perspectiva biblică. Și totuși, de ce atât de mulți oameni vorbesc despre iad și așa de bine s-a conturat în unele biserici ideea aceasta a unui iad care înseamnă, de fapt, o pedeapsă, un chin veșnic?
Oamenilor le-a fost greu să accepte modul simplu în care Dumnezeu s-a descoperit. Bun, da. Și în același timp și, metoda pe care Dumnezeu a aplicat-o de-a lungul istoriei în ce privește încercarea de a-l ajuta pe om să depășească starea aceasta de păcat. Și pentru că știm că mai este cineva, este un ispititor și prima ispită a fost cu privire la faptul că după ce omul moare, moartea este o realitate, nimeni nu poate să o conteste, ar exista un suflet nemuritor. Ei, cu sufletul acesta s-au jucat toți filozofii acestei lumi, începând cu istoriile vechi, cu filozofiile păgâne, cu conceptele păgâne, cu religiile mesopotamiene sau egiptene, apoi cu filozofia greacă. A fost locul unde au putut să se joace, folosesc expresia aceasta și să croșeteze în jurul acestei idei care nu este biblică, deci ideea de suflet nemuritor nu este o idee biblică, au croșetat în jurul ei o adevărată filozofie de viață și de neviață. Și s-a ajuns până la urmă să fie împrumuntată și implementată în creștinism. Dar ce avantaj ar avea viziunea aceasta? Pentru că perspectiva biblică e mult mai digerabilă, să zicem așa, pentru om. De ce ar alege cineva să creadă ideea aceasta că iadul este o realitate veșnică? Este foarte confortabilă pentru Satana să descrie în felul acesta lumea în zona ei în care noi cei actuali, oamenii prezenți, nu avem încă acces. Deci ce este atractiv la un astfel de iad? Este atractiv din punct de vedere al Satanei proiecția pe care o face asupra caracterului lui Dumnezeu, denigrându-l, coborându-l și aducându-l pe aceeași treaptă a sadismului care de fapt este în inima lui, a diavolului. Istoric vorbind, problemele, dacă ar fi bunăvoință în lumea teologică astăzi, nu ar fi chiar atât de greu de înțeles. E adevărat că au fost niște probleme legate de conceptul de iad, de exemplu, dacă vorbim din punct de vedere lingvistic, deși știu că discuția asta întotdeauna obosește. Însă, atunci când, de exemplu, în Vechiul Testament vorbeam despre, în limba ebraică se vorbea despre mormânt, termenul folosit era Sheol. Și cu siguranță că toți păcătoșii sfârșeau în Sheol. Problema a fost în momentul în care s-a pus problema traducerii în limba greacă și lucrul acesta a trebuit să, cuvântului respectiv Sheol, care însemna mormânt, a trebuit să-i se dea cuvântul echivalent. Cuvântul echivalent în Noul Testament, în limba greacă, l-au împrumutat de la greci, care era cuvântul Hades, dar care la greci avea o cu totul altă încărcătură, un loc subteran în care spirite descarnate, evident, erau chinuite, trecute cu barca, ținute în foc și chinuite acolo o eternitate. De ce spun că lucrurile n-ar fi greu de revenit asupra lor? Pentru că nu doar termenul acesta a fost o mare bombă mare pusă în înțelegerea doctrinară creștină de mai târziu, dar dacă noi ca și creștini am fi fost mult mai atenți la ecuația scripturistică cu privire la care Dumnezeu a fost foarte atent, încă de pe primele pagini, de pe a doua pagină a Scripturii a lăsat-o acolo ca noi să nu intrăm într-o zonă a confuziei. Acolo este ceea ce noi creștinii numim ecuația antropologică, care este țărână plus suflare de viață egal un suflet viu. Este ceea ce ne spune textul din Geneza 2 cu capitolul 7. Spune Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Noi ne imaginăm că sufletul pleacă de la om, însă ciudat sau interesant, Biblia spune sufletul este rezultatul dintre țărână și suflarea de viață. Dacă îmi dai voie, ideea este că noi suntem suflet vii, nu avem suflete, deci suntem. Exact. Și lucrul acesta face diferența. Și doar ca să-mi închei aici lucru, că îmi imaginez că între ascultătorii și persoane care înțeleg lucrurile un pic mai tehnic, în limba ebraică avem bashar,
plus rua egal nefeș. Acestea sunt cuvintele echivalente pentru țărână plus suflare de viață egal suflet viu. Bașar plus rua egal nefeș. Iar în Noul Testament, în limba greacă, avem sarx sau soma plus pneuma egal psyche. Ori, în momentul în care noi facem această confuzie de termeni, ajungem pe bună dreptate să ne imaginăm că sufletele au zburat la moartea noastră, după ce mai stau vreo 40 zile pe lângă casă să bea apa din strachină, au zburat în iad. Povestea aceasta este o invenție generată de o confuzie, că asta încerc să spun, dacă ne-am întoarce la Scriptură, chiar de pe primele ei pagini, am vedea că noțiunile acestea pot fi încă puse la punct. Dacă am merge pe ideea aceasta tradițională, ar însemna că acum, în iad, sunt suflete care ard. În momentul acesta nu este nici un suflet în iad. Pentru că iadul, într-adevăr, este un loc de pedeapsă, dar este un loc de pedeapsă temporară. Care va avea loc la finalul istoriei. Care va avea loc la sfârșitul istoriei Pământului, cu efectele acelea igienizante, și evident cu grade mai mari de pedeapsă pentru păcătoși și mai mari și cu grade mai mici pentru păcătoși și cu păcate cu efecte mai mici. Păcatele sunt la fel, efectele sunt mai mari. A întrebat din perspectiva tradițională. Exact. Da, tradițional acum sunt care ar trebui să fie în iad și care ar trebui să fie în rai. În rai. Însă, din perspectiva Bibliei, nu există nimeni care să fie în iad și nimeni care să fie în rai. Pentru că, din perspectiva biblică, în afară moartea, de cele câteva personaje biblice despre da, care știm... Da, de cele sunt cazuri speciale, cele care l-au întâlnit pe Domnul Hristos în ocazia schimbării la față, este vorba de Moise, Ilie Enoch. Și Enoch, primul care spune Biblia că a fost ridicat la cer. Însă, de-a lungul istoriei, mergând pe ideea aceasta a sufletului nemuritor, că omul are un suflet care nu moare, acest psyche despre care se vorbea puțin mai devreme din limba greacă, care până la urmă este invenția satanei. În capitolul 3 din Geneza, deci chiar la început, satan a venit și i-a spus cu siguranță nu vei muri, dar omul a constatat că moare. Și atunci a trebuit să găsească un răspuns. Bun, am văzut că murim, dar înseamnă că este ceva care nu moare. Iar de aici s-a făcut o întreagă istorie a conceptelor filozofice. Exact. Egiptenii, care aveau acea idee de trecere printr-o apă, trebuia un barcagiu, de asta se puneau bani, este ceva ce s-a transmis până acum, se pune o monedă, se pun două monezi pe ochi, în așa fel încât să ai cu ce să plătești dincolo. În conceptul teologic catolic, ortodox, sunt lucruri diferite, unii trec prin vămi, este vorba de 20 de vămi și teologia ortodoxă detaliază fiecare vamă prin care omul trebuie să treacă. Dar pentru despre că toate cele... acestea nu găsim nimic scris în dar Scriptură. Dar nu găsim nimic scris în Biblie. Apoi, în lumea catolică, iar înainte de există... ajunge la iad... Iertați-mă, nu aveți un element al originalității bisericilor tradiționale. Este o completare la ce spuneți. Adică, conceptul de vămi nu este amprenta ortodoxiei. Nu, este luat din... Este preluat de la... Da? Romani, de la greci mai înainte, de la mesopotamieni, de la egipteni, toate adică istorie, de la păgâni. Toate au o istorie foarte veche. Absolut. În partea cealaltă s-a încercat cumva o îndulcire a situației. Bun, ai păcătuit, ajungi în iad. Da, era vorba de indulgențe, dar totuși iadul a fost sperietoare pentru toată lumea. Și s-a încercat introducerea unui alt concept. Este vorba de purgatoriu. Care, să poți scăpa da, de acolo. În care ajungeai, acolo te chinuiai, te perpeleai puțin în funcție de câte păcate ai avut, dar aveai o șansă cu ajutorul rugăciunilor celor care erau în viață din purgatoriu să nu te duci în ea, ci din purgatoriu să mergi spre rai. Deci toate acestea de fapt sunt niște scurtături care încearcă să ne inducă în eroare cu privire la care este până la urmă planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și aș vrea foarte clar să ne spuneți în ce măsură concepția biblică, cea autentică despre iad, ne învață despre ce înseamnă pedeapsa lui Dumnezeu, dar și ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu. Dacă avem această imagine a iadului, a vămilor, a purgatoriului, avem, așa cum s-a amintit, o imagine deformată despre Dumnezeu, un Dumnezeu căruia îi face plăcere
să ne vadă chinuindu-se, iar Satana este cel mai bun slujitor al lui, pentru că el se ocupă de toate, da, el întreține toate lucrurile. Însă când descoperim caracterul lui Dumnezeu, ne dăm seama că așa ceva nu are cum să existe. Să nu uităm că Dumnezeu este amintit în Biblie ca fiind un tată iubitor, un tată care ne iubește și care ne iartă. Dacă ne mărturisim păcatele, nu trebuie să trecem prin purgatoriu, ci este suficient să le mărturisim și El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Astfel că, din perspectiva biblică, aceste concepte nu își găsesc niciun loc. Da, ele au prins bine. Poate vă întrebați de ce totuși au fost atât de mult susținute. Au prins bine pentru că oamenii au putut să fie stăpâniți ușor. Au fost ținuți în frâu foarte ușor. Erau amenințați cu iadul. Dacă nu faci asta, ajungi în iad. Să nu uităm că inclusiv regii, împăratul Germaniei, se temea dacă cumva papa făcea o declarație prin care el, arătându-și necredincioșia, trebuia să ajungă în purgatoriu sau în iad, și oamenii făceau gol în jurul lui, era părăsit de toți. În felul acesta, puterea a reușit să-i stăpânească pe oameni. Dar Biblia nu este prin frică. Dar Biblia nu este un loc al fricii. Sau reiau întrebarea și vă rog să-mi răspundeți la ea, pentru că cred că este foarte important. Ce ne învață despre Dumnezeu, despre pedeapsa și despre iubirea Lui, ceea ce Biblia ne spune până la urmă că este iadul? Completați-vă. Aș încerca eu aici. Există niște implicații de natură morală în Dumnezeu. Nu poate exista această dualitate în Dumnezeu, pe de o parte sadic și pe de o parte persoana conciliantă care trimite pe Fiul Său ca să salveze pe oameni. Adică îți pleznește capul dacă vrei să înțelegi aceste două lucruri simultan, dacă aceste lucruri simultan ar fi adevărate. Când în Sfânta Scriptură ne-am întâlnit cu un episod în care David, de exemplu, David, un împărat, a fost în ipostaza să-și vadă fiul murind, deși pe bună dreptate Absalom, unul dintre cei mai răzvătiți copii ai lui, a întors efectiv armele împotriva lui ca tată, deci ca fiul a întors armele, într-un final oștirea lui David anihilează pe Absalom și primul care plânge, este sfâșiat interior, este David. O lecție superbă despre caracterul unui tată care, chiar și în pierderea copilului dușmănos, găsește greutate, suferință, un lucru de neimaginat. Dacă un om de factura măruntă, să spunem așa, a lui David, este în stare de așa mare încărcătură de sentimente față de copilul lui care l-a pierdut, cum ne-am putea imagina că un Dumnezeu atât de plin de iubire își freacă mâinile bucuros o întreagă veșnicie împreună cu ceilalți copii ai săi. Împreună cu ceilalți copii ai săi, pe buza iadului, spunând, aha, voi chiar mă vă meritați soarta. Cum? Știți ce, ar fi aberant. Știți ce mă gândesc și acum, în timp ce vorbeați, mi-a venit această idee și îmi dau seama că ar putea să fie, poate, pusă întrebarea aceasta de mulți care ne urmăresc. Dar perspectiva aceasta pe care noi o spunem, din Scriptură, așa cum o înțelegeți și cum o înțelege Biserica Adventistă, n-ar putea, pe de altă parte, să inducă cumva în eroare și să zică, păi, dar voi luați lucrurile prea ușor. Adică și dacă nu ești mântuit, ce? Suporți câteva secunde acolo iadul și asta e. N-ar putea să existe și reversul acesta al medaliei și să zică, păi da, dar numai hai atunci să le zicem oamenilor că e mai rău, ca totuși măcar să se apropie de Dumnezeu. Să nu uităm un lucru, l-am amintit deja, credința nu se dezvoltă sub imperiul fricii și Dumnezeu nicăieri nu ne împinge spre frică. Dacă este să ne gândim totuși la Dumnezeu, aș vrea să mă întorc la Apocalipsa, capitolul 20, unde vorbește de judecată, de executarea sentinței. Și acolo spune, chiar este interesant faptul că nu sunt amintiți păcătoșii, ci spune așa, moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Ce vrea să spună? Că, în realitate, Dumnezeu pe păcătos să-l iartă.
dacă omul îi pare rău, dacă dorește o altfel de viață, până la urmă pedeapsa pe care o dă Dumnezeu este dată păcatului. Dumnezeu, păcatul vrea să-l scoată din univers, păcatul vrea să-l elimine. Aici este, folosind iarăși cuvântul acesta de igienizare, să igienizeze universul de păcat, nu de păcătoși. Însă în momentul în care omul se identifică cu păcatul, atunci odată cu... Și devine corp comun cu el. Și devine, da, corp comun cu păcatul, atunci când păcatul este eliminat, eradicat din univers, odată cu el și păcătoșii. Însă scopul lui Dumnezeu, care este clar prezentat în Biblie de la început și până la sfârșit, și care este concentrat în ceea ce creștinii numesc a fi textul de aur, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci destinul pe care Dumnezeu, în iubirea lui, l-a dat pentru om, este viața veșnică. Doar identificarea cu păcatul face ca, la sfârșit, în ziua judecății, odată cu moartea și locuința morților care sunt aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua, subliniez din nou, sunt și păcătoși și datorită identificării lor cu păcatul. Nu pentru că Dumnezeu nu mai poate de bucurie, de plăcere, hai să-i pedepsesc pe păcătoși. Îmi vine acum în minte un verset, nu știu exact care este referința biblică, dragostea lui Dumnezeu este cea care ne îndeamnă la pocăință, nu frica de Dumnezeu. Spune chiar ne constrânge, expresia biblică este ne constrânge, adică ne împinge, ne determină. Deci dorința de a fi pentru veșnicie, în rai, așa este cum este dragoste. El cunoscut ca denumire, este cea care ne determină să rămânem alături de Dumnezeu, nu ci frica de iad până la urmă. Nu. Deci, ideea de frică nu există. E adevărat, apare un cuvânt care de multe ori este înțeles greșit, unde spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Acest cuvânt care este tradus în limba română prin temere, nu este cel care este impregnat de frică, ci vorbim aici mai degrabă de ideea de respect, de devoțiune, de recunoașterea autorității, de recunoașterea diferenței dintre cine suntem noi și cine este Dumnezeu. Aceasta înseamnă, de fapt, temerea. Respectându-L pe Dumnezeu, suntem în cea mai bună poziție ca dragostea Lui să se manifeste pentru fiecare dintre noi. Vă rog, în câteva secunde, o concluzie, un final al acestei emisiuni. În câte secunde? Cât de puține... Eu m-aș detașa total de creativitatea aceasta inimaginabilă a unor poeți și romancieri din Evul Mediu, gen Dante Alighieri și nu mai știu cine, care au descris cât mai morbid și cât mai îngrozitor iadul. Nu m-aș desprinde total de ideea de... sau nu m-aș desprinde deloc de ideea de scriptură care totuși vorbește despre existența unui astfel de loc de pedepsire temporară, și aș aduce aminte că există în Sfânta Scriptură câteva locuri, cel puțin unul dintre ele spune în Cartea Evrei, capitolul 11, despre oamenii care și-au calculat bine interesele în viața aceasta, cu bătaie până în viața următoare, spune că în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Urmează, cel puțin pentru noi în viață, urmează să ne mai așezăm lucrurile ca să se poată trage linie în ce ne privește pentru a fi trimiși colo sau dincolo. Și ultimul loc este 2 Petru 2:9, spune, Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. După ce vor fi pedepsiți în ziua judecății pentru totdeauna, prin anihilare și scoaterea lor din univers, un destin lin și frumos așteaptă pe cei mântuiți în o întreagă veșnicie. Aș atrage atenția ascultătorilor noștri și este valabil pentru noi toți. Să facem diferență între ce transmite Biblia și ce transmit obiceiurile, tradițiile, istoriile vechi. În momentul în care citești în istorie că purgatoriul, de exemplu, sau ideea de iad apar implementate în creștinism undeva prin secolul al XVI-lea, prin Grigore I-ul cel Mare,
Îți dai seama că au trecut 600 de ani, 500 și ceva de ani, până când în cele din urmă să se concluzioneze, să se definească secolul al VI-lea. Deci 600 de ani. Da, secolul al VI-lea. Am spus 16, spus, da, secolul al VI-lea. Îți dai seama că până acolo oamenii au trăit cu niște concepte biblice. De aceea, lucrul cel mai bun ar fi să ne întoarcem spre Biblie și pe lângă cele două texte aș mai aminti unul din Tesaloniceni, când Apostolul Pavel spune: fraților, nu voim să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca ceilalți care nu au nădejde. Și în cele din urmă el concluzionează. Cum se va întâmpla? Păi se va auzi glasul lui Dumnezeu, trâmbița, pentru a arăta dimensiunea evenimentului, cei morți vor învia, cei vii se vor uni împreună cu cei morți și îl vor întâlni pe Hristos. Este atât de simplu ce spune Biblia. De ce să ne complicăm cu vămi, cu purgatoriu, cu iad, când Biblia spune atât de frumos și atât de încurajator pentru noi, pentru mântuirea noastră? Mulțumesc mult de tot, vă aștept cu drag și în alte ocazii. În Romani 6:23 găsim o promisiune plină de speranță. Căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus Domnul nostru. Atenția noastră spre acest aspect ar trebui să se îndrepte. Deși există o realitate a păcatului, Dumnezeu oferă o soluție prin Hristos. În concluzie, este esențial să ne raportăm la Dumnezeu nu din frica de pedeapsă, ci din dorința de a-L cunoaște și de a ne bucura de relația cu El.